Bună dimineața! O altă zi, e drept mult mai răcăroasă, un alt daily vlog despre nimic. Friguț, am scos și eu mergătorii, ghetele, geaca asta groasă de la naftalină. E frig, uite, mașina e înghețată, trebuie să rășpălim o țără la geamuri. Nu-i nimic, că rășpălim. Bine că am încălzire în scaune. Ați râs ieri de mine când am făcut daily vlog-ul ăla în magazin și am zis că îmi caut izmene. Am știut eu de ce. O veni frigul. Bine că mi-am luat izmene. Uite, la alții nu le pornește deloc mașina. O rămas fără baterie. Hai să mergem să bem o cafea. Astăzi n-am oprit la mall. Am trecut pe lângă el, Val Vârteș, vorba aia. Și mă duc să alimentez. Uite, aveți în față cel mai înalt bloc de locuințe din România. Nu mai știu exact, 24 sau 25 de etaje. Vorba aia de pe TikTok. Habibi! Come to Dubai! Mă duc să alimentez. Hai să alimentăm. Să vedeți după aia la ce cafenea faină vă duc. Așa ceva, vă spun eu, n-ați mai văzut. Vorba aia, alimentăm și noi de 20 de lei și după aia tunde-o spre inima ta. Am alimentat. Ne-am mișcat destul de repede și ghiți ce? Cu ce plătim? Cu bonuri! Cu bonuri ca săracii! Astea-s vremurile, n-avem ce face. Gata! Am și plătit. Merg mai departe. Poate ar trebui să-mi spăl un pic parbrizul. Nu, no, că e curat. Merg mai departe. Suntem în cartierul Mănăștur. Acum știți ce ar fi fain? Dacă l-am prinde pe Nelson undeva aici, în filmare. E cartierul în care stă tata Nelson. Poate pe aici, pe la prietenul lui, la Zoli Piețaru. Stai că încetinesc. Uite, pe aici vin eu de obicei la cumpărături. Noi. Ghinionul nostru. Era fain să-l fi prins pe filmare. Se construiește în Clujul ăsta non-stop muzical. Apar blocurile peste noapte. Cerințe mari. Studenți mulți. Asta e. Dar știți vorba aia, gluma. Nu mai veniți la Cluj, că e plin. Uite, că vă întrebați unde v-am adus. Turbo Cafe. Hai să vedeți cât e de faină. Cea mai interesantă cafenea din Cluj. Ia să văd, ghiciți voi ce e aici, la pit stop. Hai să vă arăt. Plecăm de la cafenea. Cafeneaua se numește Turbo Cafe. E ușor de găsit. Și unde merem de la cafenea? Vis-a-vis, la Lidl, să vedem. Prindem și noi o reducere, ceva. Un salam săsesc, un kürtăș colaci. Vedem ce găsim. Între timp vreau să vă mai arăt un bloc aici, Wings. Numai forme din astea ciudate au blocurile în Cluj. Cum ales în gluma la o parte, e foarte fain blocul. Dar și niște prețuri, te doare mintea. Mai bine merem la Lidl. Pe sărăcie, pe reducere. E plină parcarea. Să vezi că nu găsesc un loc de parcare aici. Toată lumea la cumpărături.
Hai să vedem ce ne luăm. E poftă de un sandwich să-mi fac acasă. Prima oprire. Uite aici. La chiflele astea. Ce bine arată. Dar cu miros. Crocante. Am luat chiflele. Niște rucola. Uite aici. Și mere mai departe. Zici că sunt la școala de șoferi. Parcă trebuie să fac jaloane pe aici. Ah, și un fresh de portocală pentru mâine dimineață. Uite aici ai. Am luat și fresh-ul. Super weekend-ul vine cu reduceri de până la 43%. Ia uite ce reduceri este aici. Cu weekend-ul acesta ai gâns de ricotta Milbona 250 de grame la 4,49 lei. Cu un pe bază de migdale Vemondo 1 litru la 4,49 lei. Și ciuperi champignon. Ce sandwich un fac? Oi, oi, oi. De 500 de grame. Fie mai mult de weekend. Fie de înainte. Niște fructe de mare paroganță vreau să-mi cumpăr, dar nu știu unde îs. Stați că vă arăt imediat, numai să le găsesc. Hai mă, că am găsit fructele de mare. Exact ce trebuie. Proaspăt culese. Așa ceva n-ați mai mâncat. Acum le-a dus, de pe Adriatică. Serios. Cam astea au fost cumpărăturile. Chiar numai așa un pic, mi s-a făcut poftă de sandwich. Să mă cresc și un pic în Italia. Plus fructele alea de mare. Către casă. Mi-e foame. Abia aștept să ajung să-mi fac sandwich-ul și să mănânc. Bine că s-a încălzit. E chiar plăcut acum. Sper să nu prind aglomerație. Știți în filmele de la Hollywood când se opresc așa unul lângă altul? Și ambalează un pic motoarele, ca și cum ar face o liniuță. Ne întrecem și noi cu tramvaiul. Bine, nu-i cazul. Dar am zis că na. Să fie ceva interesant pe filmare, că doar e daily vlog. Cât să mai întrec cu tramvaiul? Puțin în ziua de azi. Am ajuns acasă, cam atât cu daily vlog-ul ăsta despre nimic, al doilea pe care îl fac. Apropo, să-mi lăsați mesaje în comentarii dacă vă plac genul ăsta de filmări, să vă mai fac. Vreau numai să vă arăt sandwich-ul care mi l-am făcut. Pf, ce bun e! Ce să zic, poftă bună să avem! Ne vedem data viitoare! V-am salutat!